Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi s-a terminat săptămâna 23 din Otto slăbește sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la cea mai șmecheră transformare corporală pe care ați văzut-o vreodată și în același timp singura transformare live din toată lumea, singura transformare documentată din toată lumea, în care vedeți clipuri în fiecare săptămână, în timp real, cu toate mesele pe care le-am avut și cu cântarul oficial la sfârșitul fiecare săptămână, bineînțeles. Este și singura dietă apicolă pentru că eu consum numai suplimente apicole și credeți-mă, sunt extraordinar pentru sănătate și chiar vă recomand să consumați și voi dacă vreți să fiți puternici ca niște urci, la fel ca și mine. Săptămâna asta a fost una nebună. Am reușit să ajung la peste 44 de kilograme slăbite, ceea ce este fantastic, este enorm. Sunt super bucuros, eu tocmai ce m-am cântărit. O să vedeți și voi cântarul la sfârșitul clipului, dar până atunci o să o luăm în ordine cronologică să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta și tot ce am făcut. Iar înainte să începem, vreau să vă spun că eu am început încă de weekendul trecut, după ce am terminat de filmat weekendul trecut clipul cu săptămâna 22. Am dus-o pe maică mea la Călimănești pentru că avem acolo o mică tarabă. Ne montăm acolo cortul în fiecare weekend pentru a ne vinde produsele apicole, după care eu am plecat înapoi la Vâlcea, m-am dus la sală și am făcut o oră jumate pe bandă. Ia uitați, urșilor, am venit la sală în weekend să bag pe bandă și am ars peste 1000 de calorii. Am băgat o oră jumate, mai avem 12 secunde. Avem 1064 de calorii. Viteză 4,5, greutate 103 kg, am băgat greutatea 9 pentru că am slăbit și aici avem înclinație 10. Înclinația asta e foarte importantă pentru că dacă aș fi mers prin aer liber, pe plan drept, ar fi trebuit să merg dublu, să merg 3 ore ca să ard același număr de calorii. Așa am venit la sală și am ars 1066 de calorii într-o oră jumate. Am economisit puțin timp. Vă dați seama cât de motivat sunt să slăbesc, să ajung la 50 de kilograme slăbite, să ajung la cea mai bună forma mea, dacă am venit să bag bandă în weekend. Și nu foarte puțin, o oră jumate. Am făcut o oră jumate pe plan înclinat și a fost extraordinar, am transpirat foarte, foarte mult și când am venit acasă, după ce am făcut o baie în cadă, m-am pus în oglindă și mi-am făcut câteva poze, nu venea să cred cât de tras sunt, nu venea să cred că nu se mai vede deloc burta, nu venea să cred că nu am piele lăsată, pielea s-a tras foarte, foarte frumos de pe burtă, de pe partea de jos a burții și vreau să vă spun că este extraordinar, vedeți ce înseamnă să slăbești ușor, să tragi de fiare, să-ți tonifici musculatura, să-ți crești cât mai mult masa musculară și să nu faci crash diet, să slăbești foarte, foarte rapid ca să ți se lase pieile și apoi să nu mai poți să ții dietă, să simți că nebunești și să dai iama în toate porcările și toate dulciurile posibile din lumea asta și să nu te mai poți opri. M-am și speriat puțin pentru că nu venea să cred cât de slab sunt și parcă nu mai aveam mușchi, parcă îmi pierdusem toată masa musculară. Dar marți am tras niște cadre la sală extraordinare, nu vine să cred ce formă nebună am avut. M-am pompat foarte, foarte bine, mușchii s-au umflat foarte mișto pe mine, pieptul foarte mare, brațele la fel foarte mari, umerii foarte mari, o formă senzațională. De la săptămână la săptămână am o formă din ce în ce mai bună. Ok, haideți că mai povestim și la sfârșitul clipului când facem outro-ul. Haideți acum să vedeți toate mesele pe care le-am mâncat săptămâna aceasta și tot ce am făcut ca să vă luați doza de motivație și de inspirație, să învățați o grămadă de lucruri despre slăbit, despre masă musculară și să faceți și voi o transformare poate chiar mai șmecheră decât a mea. Bună dimineața, începem săptămâna 23 din transformarea mea, tot cu produse apicole și cu o cafea. Mi-am făcut aici o cafea să mă trezească bine, iar aici mi-am luat un borcan nou de miere de rapiță pentru că s-a terminat celălalt. Ia uitați ce linguriță generoasă mi-am pus. Mierea de rapiță este foarte sănătoasă, are mai puține calorii decât zahărul și ne ajută la foarte multe afecțiuni. Îmi dă și foarte multă energie să încep ziua cum trebuie și aici avem păstură. Alt supliment apicol foarte bun. Aceasta este bună pentru masa musculară, pentru ficat, pentru stomac și pentru încă alte 30-40 de afecțiuni. O să consum și o linguriță de păstură și apoi după ce terminăm cafeaua mergem jos să facem coletele pentru că au venit o grămadă de colete și weekendul acesta. Ia uitați, urșilor, am făcut și coletele, le-am pus aici, așteptăm să vină băiatul de la Fan Curier să le ridice. Vă mulțumim foarte mult celor care ați comandat de pe site-ul nostru www.mieretv.ro și vă urăm multă sănătate, să le consumați cu plăcere. S-a făcut ora 11:30 și este timpul pentru micul dejun. Mi-am pus aici 3 felii de pâine graham de la Velpitar, avem 3 feliuțe de cașcaval din ala boschetar la țiplă și câteva feliuțe de babic de la Buzău. Este o masă super simplă, avem o grămadă de proteine, avem și grăsimi și carbohidrați, avem de toate, mai puțin fructe și legume pentru că nu mai am. Dar după ce o să vin de la sală o să trec prin piață și o să cumpăr și
o să le facem stocurile de roșii, de fructe. Poate o să culeg și cireșii pentru că sunt o grămadă de cireși făcute, de cireșe făcute. Avem 3 cireși altoiți mai mici și unul mai mare, dar la mare nu s-a făcut încă. Am mâncat weekendul acesta și sâmbătă și duminică o grămadă de cireșe. M-am plimbat foarte mult prin curte, am făcut o grămadă de pași, am fost și la sală în weekend. Dar acum nu mai am timp să culeg și nu am chef să mănânc cireșe. Plus de asta mă grăbesc, vreau să termin masa asta, să o mănânc și apoi să mergem la sală. Și după antrenament cu greutăți, am băgat aici o oră pe bandă, abia am început, haideți să vedem câte calorii ard. Viteză 4, bine, o să mai mă joc eu cu viteza, înclinații 10, greutate 103 kg, vedem la sfârșit câte calorii am ars. Ia uitați, mai am 10 minute și 30 de secunde și deja am ars 600 de calorii, da? O să opresc aici la 600 de calorii pentru că trebuie să plec să mă întâlnesc cu cineva, dar oricum o să mai fac încă o oră de mers pe jos. Plus astea 600 de calorii, plus antrenamentul cu greutăți, sar lejer de 1000 de calorii arse și astăzi, ceea ce este foarte bine. Ah, și viteza am crescut-o, am pus-o la 4,5. S-a făcut ora 4 urșilor, am venit de la sală și este timpul pentru a doua masă a zilei, pentru că micul dejun l-am avut pe la ora 11:30. Vedeți că eu vă spun orele ca să vă faceți o idee, să vă împrășteați mesele așa pe parcursul întregii zi, pe parcursul întregii zile, adică vreau să zic. Avem aici o ciorbă, cum am avut și săptămâna trecută, în clipul de săptămâna trecută, pentru că a fost făcută pe la sfârșitul săptămânii, da, deci o ciorbă de săptămâna trecută. Ia uitați, avem foarte mult orez, de aceea voi mânca decât o feliuță de pâine din asta Graham. Avem foarte multă carne. Mi-am pus multă carne pentru că nu mai este așa multă ciorbă și am văzut că a rămas foarte multă carne. Este carne foarte bună, carne de vită. Avem foarte multe legume, roșii, ardei, leuștean, morcov, țelină, ceapă, foarte, foarte multe legume, da? Este foarte bună, are foarte puține grăsimi, are foarte puține calorii și foarte multă proteină, iar aici mai avem încă un baton proteic. Este un baton foarte bun, are 20 de grame de proteină, 200 de calorii și este extraordinar la gust. Gustul este ca un Snickers. Credeți-mă, ăsta de la Barbell sunt cele mai bune batoane. Stai așa să vă arăt. Sunt cele mai bune batoane și din păcate nu le găsiți decât pe Jim Beam. Ce e mișto la Jim Beam e că poți să faci plata ramburs, adică nu trebuie să plătești dinainte cu cardul. Nu sunt sponsorizat de Jim Beam, nu sunt sponsorizat de batoanele astea Barbells. Pur și simplu am consumat foarte multe batoane, peste 20-30 de batoane, am încercat foarte multe și astea, credeți-mă, sunt cele mai bune. Au decât 1,5 g de zahăr și sunt extraordinare și faptul că poți să plătești ramburs este iarăși un avantaj. Batoanele de la Genius Nutrition nu le-am încercat și nici pe cele de la My Protein. Dar nici nu cred că o să le încerc pentru că astea îmi plac cel mai mult. La fel, nici la Prozis nu poți să comanzi să faci plata ramburs, ceea ce este foarte enervant. Eu vreau să plătesc cash, nu vreau să plătesc cu cardul dinainte. Singurul dezavantaj este că sunt destul de scumpe, sunt 9 lei. Adică un baton Snickers este undeva la 2 lei, 2 lei 30. Ăsta e 9 lei, de 4 ori mai scump aproape. Dar are și de 4-5 ori mai multă proteină. Așa că o să avem foarte multă proteină la masa asta. O să avem și un desert foarte bun, un desert dulce. Ia să mâncăm noi niște cireșe direct din cireșurilor. Cireși altoiți, ia uitați cât de mari sunt. Stați așa să vă arăt. Ia uite cât de mare o cireaș. Super tare. Ia uite-le aici, la bază. Dar cred că le-a cules maică-mea sau taică-mea, că nu prea mai sunt așa multe. Pe aici, prin vârf, nu mai sunt și era o grămadă ieri. Ia uitați ce mari sunt. Sunt superbe și sunt foarte dulci. Facem niște cardio și mâncăm niște cireșe, da? Da, pe primii doi au cules ai mei, dar uitați-vă la ăsta câte are. Mamă, mamă, mamă. Hai să ne băgăm să mâncăm jumătate de kil de cireșe. Mamă, ce bune sunt. Super tare. Ia uitați cum arată cireșele astea. Sunt super. Și ce mi-am dat seama e că cireșul ăsta al doilea și al treilea sunt alt model, alt tip. Deși sunt toți trei altoiți, ăștia care au fost culeși, al doilea și al treilea, sunt mai dulci. Sunt mult mai dulci și sunt și mai coapte. Am reușit să le adun pe ultimele pentru că ai mei n-au ajuns acolo în vârf. Și eu, de cât am aplicat un pic, ăsta și-am ajuns. Dar ăsta este alt tip de cireș. Sunt mult mai crocante cireșele astea, cum să vă zic eu. Pârâi așa când îți bași dinții în ele. Astea sunt un pic mai moi și un pic mai dulci. Bine, sunt și mai făcute astea pentru că ăsta încă nu s-a făcut, vedeți? Ăsta încă nu s-a făcut și ceilalți doi deja s-au și mâncat. Da, haideți să le mâncăm și pe ăstea. Cred că am mâncat vreo 50-100 de cireșe. Am mâncat o burtă de cireșe. Terminăm acum și cardio, a doua sesiune de cardio, de mers pe aici prin curte și apoi ne pregătim să luăm a treia masă cu proteină pentru că se face ora 8.
Cireșele au puțin mai multe calorii decât căpșunile, de exemplu, și decât pepenele. Au undeva la 50 de calorii, la fel ca și merele, la fel ca și perele. Dar, credeți-mă, sunt foarte bune. Atât timp cât sunt fructe, nu trebuie să aveți grijă, fraților, când le mâncați. Puteți să le mâncați oricând, oricâte, să vă săturați, să vă simțiți bine, pentru că sunt pline de vitamine și au foarte puține calorii. Cineva, un kil de cireș are 500 de calorii, cât 100 de grame de ciocolată, mai puțin de 100 de grame de ciocolată. Mamă, cum pări astea. Între dinți. Sunt alt tip. Se găsesc asta cu tractorul, să vină chiar acum. S-a făcut ora 8, haideți să ne punem niște sarmale, să vedem câte sarmale mâncăm seara asta. Ok, deci pentru a treia masă cu proteină pe ziua de astăzi, avem 7 sarmale. Ia uitați, mi-am pus și o grămadă de ardei din ăsta iute, din oțet, foarte bun. Și o să le mănânc cu o felie de mămăligă rece, făcută de ieri, și un colț de pâine graham. Poftă bună vă doresc tuturor! Ia uitați, urșilor, am terminat, toate sarmalele au fost foarte bune. Mai am aici pâine, vreau să vă arăt că n-am mâncat toată pâinea. Am mâncat felia de mămăligă și vreau să vă mai spun că mămăliga are mai puține calorii decât pâinea, însă nu ține la fel de foame, după părerea mea. Mămăliga are 70 de calorii pe 100 de grame, iar pâinea asta are undeva la 230 de calorii pe 100 de grame. Și până la urmă e și normal să nu țină la fel de bine de foame mămăliga, pentru că are un conținut mult mai redus de calorii decât pâinea. O mâncare care este mai bogată în calorii, e normal să ne țină mai bine de foame, nu? Și să ne sature mai mult. Dar avantajul este că poți să mănânci mai multă mâncare care este mai slabă în calorii și de aceea trebuie să avem mâncăruri care sunt slabe în calorii, pentru că putem să mâncăm mai mult. Putem să mâncăm până ne săturăm și să ne se umple stomacul efectiv, iar cu mâncările care sunt foarte dense în calorii, e foarte ușor să mănânci mai mult decât trebuie și să ții mai multe calorii decât trebuie și să te îngrași. S-a făcut ora 11, urșilor, și este timpul pentru ultima masă. Am venit cu mâncare aici sus. Ia uitați, este a patra masă cu proteină. Avem o salată din asta cu ton de la Lidl, cu foarte multe legume. Haideți să vă arăt că mi-am desfăcut-o. Mi-am pus niște ketchup aici lângă, ketchup picant. Ia uitați ce ton frumos are conserva asta, e luată de la Lidl. O să amestecăm așa, mi-a dat inclusiv furculiță din asta. O să amestecăm așa frumos, bam, 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 și o să mâncăm, pentru că este foarte bună, are și puține calorii, multă proteină și este ideal acum pentru masa de seară. Iar aici lângă avem un pepene galben. Știți, pepenii galbeni nu sunt așa mari, dar am peste jumătate de kilogram, sau eu știu, să zicem jumătate de kilogram, plus că am mai mâncat astăzi și foarte multe cireșe. Am depășit un kilogram de fructe astăzi, cu tot cu pepenele ăsta, ceea ce este foarte bine, iar pepenele are decât 30 de calorii pe 100 de grame, mai puțin decât cireșele care au 50. O să mănânc după aia ca desert, după ce termin conserva asta. Asta este și a patra masă pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună, somn ușor și ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi cu o cafeluță să mă ajute să mă trezesc bine. O să o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că este foarte bună și foarte sănătoasă și are mai puține calorii decât zahărul. Și aici avem păstură. O să mănânc și o linguriță de păstură, pentru că mă ajută cu masa musculară, mă ajută să fiu sănătos, să fiu puternic. Dacă vreți și voi să fiți puternici și sănătoși, vă recomand să consumați câte o linguriță din produsele apicole, pentru că sunt foarte ieftine, sunt super bune, foarte sănătoase, naturale și nu sunt deloc rele la gust. S-a făcut ora 11 și am coborât să-mi pregătesc micul dejun. Am tăiat aici 3 ciuperci mari, am tăiat o ceapă verde de la noi din grădină. O să le pun în tigaie fără ulei, o să le trag vreo 2 minute. Între timp o să bat 2 ouă, apoi o să le pun peste și o să pun capacul și le mai las câteva minute. Și o să scoatem o omletă super, super faină. O să tai și 2 roșii, pentru că am fost ieri în piață și am luat roșii foarte faine. Aici avem niște brânză, tot la fel din piață, de la țărani, foarte bună și asta. Și aici avem niște muși țigănesc, pentru că nu facem discriminare, da? Au și țiganii ceva bun. Mușchiul ăsta țigănesc este extraordinar. Și o să mâncăm cu niște pâine. Avem și un Pepsi Max cu 0 calorii. Haideți să pregătim și apoi să vă arăt cum arată micul meu dejun. Ia uita și mișto, am scos-o exact ca o pizza. Vedeți cât de mare pare și chiar este mare și ne păcălește creierul. Am vrut să vă arăt că am pus foarte multe legume, pentru că acestea au foarte puține calorii. Ele când le trageți la tigaie se mai strâng, pentru că au foarte multă apă, de aceea au și foarte puține calorii. Ciupercile, ceapa, roșiile, castraveții, da, toate au în jur de 20-30 de calorii, adică foarte, foarte puțin. Aici am tăiat și roșiile, am tăiat și niște brânză. Aici avem mușchiul țigănesc, pentru că nu se poate fără carne, știți că sunt carnivor. Și aici avem 2 feliuțe de pâine neagră de la Velpitar. Avem o masă foarte mare, cu puține calorii, pentru că avem foarte puține grăsimi, n-am folosit deloc ulei la omletă și am folosit foarte multe legume. Încercați și voi să introduceți legumele voastre în dietă, pentru că sunt extraordinare și pentru sănătate și pentru slăbit. Dacă sunt legume, încercați să puneți cât mai multe, să consumați cât mai multe. Fără griji, fără restricții, la fel și fructele, da?
we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. I killed it. Am venit de la sala urșilor, s-a făcut ora 4. Avem aici cireșe din Cireș, da? Direct de la sursă. Mai facem niște cardio și mâncăm cireșe. E fantastic. Am mâncat o burtă de cireșe și astăzi. Și apoi trebuie să mergem să mâncăm ceva cu proteină. Nu este important să mănânci imediat după sală. N-are nicio legătură treaba asta. Trebuie să mănânci undeva la 3, 4, 5 ore, da? Să ai 5 ore între mese, maxim 5 ore. Bine, poate să fie și mai mult acum. Dacă mănânci o masă mai mare, poți să stai și mai mult nemâncat. Aici mă refer pentru masa musculară, da? Cum este optim pentru masa musculară. Eu am mâncat la 11. Acum e 4 aproape. Ne apropiem de 5 ore. Și trebuie să mănânc. Dar mai facem niște cardio înainte, pentru că vreau să fac și astăzi 10.000 de pași. Este ora 4:30 și vreau să mănânc ceva acum. A doua masă cu proteină, până se încălzește ciorbița, avem aici niște șorici. Mi-am pus foarte puțin, vedeți, pentru că asta are foarte multe calorii. Ce bun e. Avem niște brânză, brânză din astea de oaie, luată de la cineva, foarte bună. Și aici mi-am cumpărat pâine de la Lidl, de la Carrefour, pardon. Pâine cu făină Graham. Are vreo 250 de calorii. Mi-am luat din asta pătrățoasă pentru că vreau să-mi fac o pizza mai încolo. Aici avem două feliuțe. Da? O să mănânc șoriciul ăsta și după aia brânza o să mănânc cu ciorbiță. Gata, s-a încălzit și ciorbița aia, uitați, este ultima porție. Este ciorbă din aceea făcută de spuna trecută cu carne de vită. Are și mult orez, se pare, dar are și foarte multe legume. Avem proteină suficientă aici, plus că și pâinea asta are proteină și șoriciul și brânza. Brânza este foarte bună, am gustat-o, este extraordinară. Asta este a doua masă pe ziua de astăzi, poftă bună, vă doresc tuturor. S-a făcut ora 8 urșilor, așteptăm să înceapă emisiunea Șef la cuțite și trebuie să avem ceva de ronțăit, trebuie să fim pregătiți. Avem aici a treia masă, avem un kilogram de căpșuni, ia uitați ce mișto arată, le-am luat din piață. Sunt foarte, foarte multe, ia uitați câta caserola urșilor, foarte bune, foarte puține calorii, decât 30 de calorii pe 100 de grame, toate căpșunile astea au decât 300 de calorii, este extraordinar de puțin și bineînțeles, fiind a treia masă, trebuie să avem și proteină. Ia uitați aici, avem o budincă din asta proteică de la Dr. Oetker, 40 de grame de proteină, 330 de calorii, foarte bună. Gust intens de ciocolată, astăzi nu prea am mâncat dulciuri, deși am kilograme întregi de batoane de ciocolată. Am zeci de înghețate în congelator, înghețate foarte bune, dar vreau să slăbesc mai mult, să terminăm mai repede cu perioada asta de slăbit. Însă trebuie să mănânc și ceva dulce și asta este compromisul perfect, da? 330 de calorii la 400 de grame, adică undeva la 80-83 de calorii pe 100 de grame are budinca asta proteică. Plus de asta are și proteină, da? Care mă interesează foarte mult pentru a mări mult.
mușchii pentru a-i menține. Asta este a patra masă, v-am mai arătat, eu am mai mâncat masa asta, este una dintre mesele mele preferate. Avem 1 kg 400 de mâncare, 650 de calorii, multe vitamine, multe minerale, multe fibre, nu mi-este frică de fructe chiar dacă este seară, volum mare, ne va umple stomacul, ne va lua foarte mult timp să mâncăm. Proteina asta este și dulce, are aromă intensă de ciocolată, deci ce mai vreți de la o masă. S-a făcut ora 11 fără un sfert, ia uite așa am scos aici de la cuptor, am făcut o pizza pe pâine, arată extraordinar și este foarte, foarte bună la gust. Asta este a patra masă pe ziua de astăzi, avem o grămadă de proteină, am pus 100 de grame de muș țigănesc, am pus niște cașcaval din ăla buscătar la țiplă, aveți rețeta pe canalul meu, acum o să-i dăm cu niște ketchup din ăsta Tommy picant. Pentru că îmi place să aibă așa un pic picanțeală, să fie puțin iute. Hopa, gata, am pus cam mult. Am pus și ceapă verde, am pus și măsline și ciuperci. Arată demențial. Vă urez poftă bună, somn ușor. Eu mă duc sus să mănânc pizza asta la televizor la mine și să ne uităm la Șef la Cuțite să vedem cine este în seara asta. Deci n-aveți idee cât de bună e pizza asta și slăbesc cu pizza la 11 noaptea. Așa ceva este incredibil. Spargem toate miturile din industria fitness-ului, urșilor. Mâncăm orice, oricând și slăbim, da? Bună dimineața! Haideți să pregătim cafeaua pentru că mi-am făcut-o, să mă trezesc bine. Avem aici o linguriță de rapiță, de miere de rapiță. Este extraordinară mierea asta de rapiță pentru că nu schimbă gustul cafelei. Este exact ca zahărul, numai că are mai puține calorii și este mult mai sănătoasă. Este 100% naturală, este foarte bună și nu este nici scumpă. Iar aici lângă avem păstură, avem un alt supliment apicol pentru masă musculară, pentru ficat, pentru stomac și pentru încă alte 50 de afecțiuni. Este foarte bună și păstura asta pentru că are 35% proteină vegetală de cea mai bună calitate, 29 aminoacizi. Vă sfătuiesc pe toți să consumați câte o linguriță de păstură sau de polen, câte o linguriță de miere pe zi pentru că sunt extraordinare. Oho, ia uite așa, pregătit aici șeful bucătar. Avem ou cu brânză, aici avem mâncare de mazăre, tot la fel foarte bună, mazărea are destul de puține calorii și multă proteină și avem făcută cu pulpe de pui dezosate și fără pieriță, da? Extraordinar, foarte bună, dar nu se mănâncă acum. Aici a pregătit masa pentru taică-mea. Ia uitați, avem și ciorbă. Ce ciorbă ai făcut? De oase afumate. Oh, da, ia uitați, ciorbă de oase afumate. Stai așa că nu focalizează asta. Cu cartofi, cu dovlecel, ia uitați, multe legume, super șmecheră. Am să scot și eu niște oase din astea să se vadă. Faină, faină, faină. Hai să mâncăm și noi ceva, să ne pregătim ceva. Ok, mi-am pus ouă la din tigaie, ou cu brânză de oaie. Am luat ieri brânză de oaie foarte, foarte bună. Lângă mea am tăiat niște babic. Este o specialitate turcească pe care au luat-o părinții mei de la Buzău. Acolo se găsește, este foarte bună. Este o carne cruduscată, cu ardei iute prin ea, foarte picantă. Este un mezel, dar un mezel de foarte bună calitate. Mi-am tăiat destul de mult pentru că, na, îmi place carnea, știți că sunt carnivor. Aici avem două felii de pâine integrală. Și o să mănânc totul cu Osana de la Lidl. Ia uitați, avem Osana cu 0,9% grăsime, 400 de grame are. Puteam să mănânc și cu roșii, dar am vrut să mai schimb un pic. Sana din asta sau lapte bătut sau chefir, mâncam foarte mult iarna, pentru că iarna nu se găseau roșii, nu se găseau legume bune. Și de multe ori iarna mâncam ceva de genul acesta, pentru că îmi place foarte mult, merge foarte bine cu combinația asta. Trebuie să vă uitați la toate clipurile din Otto Slăbește, din Transformare Live și o să vedeți că mâncam foarte multe iaurturi din astea, asta iarnă. Bun, asta este masa mea, este ora 11:30, poftă bună vă doresc tuturor. Ia uitați, ne-am apucat să facem faguri. Ia uitați ce ramă șmecher avem aici. Ștanțată cu miere TVO, bineînțeles. Ia uitați ce frumos arată. Vă place? Ramă de salcâm. Puteți să comandați de pe site-ul nostru www.mieretvo.ro. Este decât 10 lei o caserolă de 200 grame aproximativ. O să le primim acum în caserole. Foarte, foarte faină mierea asta, da? Este miere foarte bună de salcâm. S-a făcut ora 5, am venit de la sală. Este timpul pentru următoarea masă, urșilor. Avem aici a doua masă pe ziua de astăzi cu proteină. Avem mazăre făcută de dimineață, ați văzut-o, v-am arătat. Avem foarte multă cărniță de pui. Avem pulpițe de pui pentru că mie nu-mi place pieptul ăla de pui. Mi-am pus vreo 4-5 pulpițe, poate chiar mai multe, 6, dar sunt micuțe. N-au nici piele, mazărea este super bună pentru că are destul de puține calorii, are foarte multe proteine. Șeful meu bucătar n-a mai pus ulei în mazăre, așa că are puține calorii. Încercați și voi să nu mai puneți uleiuri adăugate în mâncărurile gătite dacă vreți să slăbiți. Aici avem două feluțe de pâine, din asta de la Carrefour, ia uitați, cu făină graham.
sursă de fibre, fără conservanți, speriată, bla bla. Dar este o pâine foarte bună, este foarte moale. Foarte, foarte moale, ia uitați. Și o să mâncăm azăre asta cu niște murături. Avem murături în oțet, niște gogoșari. Și lângă avem niște murături de la Buzău, în saramură. Avem o gogonea și morcov. Îmi plac foarte mult, haideți să mâncăm. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 6:30, urșilor, este o vreme extraordinară, este foarte cald, facem plajă, facem cardio, ne plimbăm pe aici prin curte, mergem, da, facem cât mai mulți pași și aici avem cireșul. O să mâncăm și astăzi o burtă de cireșe, ne și antrenăm, facem și cardio, facem pași, vreau să fac și astăzi peste 10.000 de pași și să slăbim cât mai mult săptămâna aceasta. Oho, ia uite așa, au crescut castraveții, mamă, ce mari s-au făcut, super tare, și roșiile. Ce mari sunt și roșiile. Abia aștept să mâncăm legume de la noi din curte. Hai să mergem în spate, să o ajutăm pe maică-mea, că sap acolo dovleci. Am terminat treaba, am terminat pașii, acum ne răsfățăm cu o bine meritată înghețată. Și după aia mergem să facem o baie. Ai pus brânză din asta peste? De oaie? Din aia bună? Mamă, cum arată! Iam, 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 abia aștept să mănânc. Asta e porția mea? Da. Avem pulpițe și cartofi la cuptor cu brânză de oaie pe deasupra. Haideți să ne punem la masă să mâncăm. Este ora 8:10 și este a treia masă pe ziua de astăzi. Mamă, eu acum am văzut câte din astea am, câte pulpe am aici. Una, două, trei, patru, cinci pulpe. Extraordinar. Și după cum puteți vedea, mi-am mai pus și niște sos din ăsta de usturoi de la Tommy. Dar nu mai e. Au mai căzut așa câteva picături pe aici, da? Și mai pus niște extra brânză, pentru că îmi place foarte mult. Și aici mi-a scos mai mai niște ardei din ăștia în oțet, niște gogoșari. Poftă bună vă doresc tuturor! S-a făcut ora 11:30 și este timpul pentru ultima masă cu prătărină pe ziua de astăzi. Bine, este mai mult o gustare pentru că am mâncat foarte mult la masa precedentă. Am mâncat naiba un kilogram de cartofi, cred că erau acolo, și 4, 5, 6 pulpe, nu mai știu câte erau, dar foarte, foarte multă mâncare. Și la ora asta sunt încă full, numai că e poftă de ceva dulce și știți bine că un baton din ăsta de ciocolată întotdeauna intră. Dar este un baton de ciocolată proteic, are și 20 de grame de proteină. Haideți să vă arăt aici pe spate, pentru că este ceva senzațional. N-ați mai mâncat așa ceva până acum. Este cel mai bun baton proteic din lume, după părerea mea. Și am mâncat peste 20-30 de batoane diferite. Deci uitați, are 204 calorii pe 55 de grame și pe 100 de grame vin 372 de calorii. O ciocolată are vreo 500 și ceva, da? Deci are mai puțin decât o ciocolată, dar oricum are și el mult. După care urmează grăsimile. 8,8 grame de grăsimi, dintre care 3,6 grame saturate. După care urmează carbohidrații, 16 grame de carbohidrați, dintre care 1,5 grame zahăr, decât 1,5 grame. Și jos de tot, penultimul, 20 de grame, aceea este proteina. Deci vedeți, proteina este în cantitatea cea mai mare, 20 grame de proteină, 16 grame de carbohidrați, 8,8 grame de grăsimi. Sunt batoane proteice care se numesc batoane proteice și de fapt ele au mai puține grame de proteină decât carbohidrați, voi vă dați seama. Ce mincinoși sunt. Sunt batoane proteice cu 15 grame de proteină, 10 grame de proteină sau poate chiar și 20 grame de proteină, dar la carbohidrați scrie 25-30 de grame. Deci predomină carbohidrații și acelea nu sunt batoane proteice, fraților. Ca să fie proteic trebuie să fie cel mai multă cantitate trebuie să fie de proteină, în proporția cea mai mare. Și decât un gram jumate de zahăr, deci e fantastic batonul ăsta. Și credeți-mă, la gust este Snickers curat. Nu sunt sponsorizat de cei de la Barbells, de cei de la Jim Beam, dar pur și simplu, doar după site-ul ăsta Jim Beam puteți să-l comandați. Am încercat să-l comand și din altă parte și n-am găsit. Este 9 lei, ce-i drept, este scump. Nici eu nu-mi permit să mănânc în fiecare zi câte un baton, două, dar așa din când în când mai mănânc câte unul, na. Deci asta este a patra servire de cu proteină pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună și somn ușor, noapte bună, urșilor. Ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața! Haideți să facem cafeluța să mă trezesc cum trebuie. Avem aici mierea de rapiță. Să punem o linguriță generoasă. Să o îndulcim pentru că îmi place dulce cafeaua și mierea asta este super, super bună. Are o grămadă de beneficii. Este foarte sănătoasă. O să mănânc și o linguriță de păstură și extra o să iau o doză dublă de apicomplet. Haideți să vă arăt produsul ăsta. Adică o să iau vreo 4 lingurițe. O doză are vreo 2 lingurițe. O doză normală. Apicomplet premium, după cum puteți vedea, este un produs pe care l-am conceput chiar eu acum 3 ani, înainte să mă apuc de transformare. Este foarte bun, l-am mai consumat și în trecut. Conține așa două feluri de miere, păstură, plus că o să iau și păstură extra, da?
Păstura este foarte bună pentru masă musculară. Polen crud, la fel, foarte bun pentru masă musculară. Au peste 35% de proteină. Propolis, tinctura de propolis. Am pus aici și câteva picături, nu foarte multe, să nu aibă un gust nasol. Tinctura de propolis este singurul antibiotic natural. Deci este ceva extraordinar. Pulpa de cătină, la fel, foarte, foarte bună pulpa de cătină. Ați văzut că n-am mai consumat în ultimul timp sirop de cătină. Și pulpa asta de cătină îmi dă foarte multă energie, mărește nivelul de testosteron. Iar aici avem lăptișor de matcă. Lăptișor de matcă este foarte bun, la fel, îți regenerează celulele, este extraordinar. Dar aveți grijă, nu consumați așa de capul vostru. Dacă vă luați lăptișor de matcă crud, nu consumați foarte mult. Lăptișorul de matcă este foarte periculos, nu se consumă cu lingurița. Este foarte puternic acest lăptișor de matcă și regenerează toate celulele, inclusiv cele canceroase, așa că nu trebuie consumat foarte mult. Trebuie pus foarte puțin. Noi facem rețeta asta la fel ca și rețeta Monica Tatoiu și știm cât să punem. Deci este o cantitate mică de lăptișor de matcă, să știți, pentru că este foarte puternic. A se agita înainte de fiecare utilizare, administrare, una, două lingurițe pe zi. Eu o să consum 3-4 lingurițe pe zi, o să iau doză dublă pentru că sunt mai ursul și asta este puterea ursului, da, este puterea mea. O să-mi dea foarte mare putere produsul ăsta. Și pentru că acest apic complet conține atâtea lucruri bune, uitați-le aici, l-am citit mai devreme, este bun în tratarea și în prevenirea a peste 200 de boli. Este ceva extraordinar. Pentru orice parte a corpului care vă vine în minte, pe care aveți probleme, este bună. Este ceva extraordinar. Îl găsiți pe site-ul meu acest produs, da, pe www.miere.ro și puteți să-l comandați și voi dacă doriți. La gust este foarte bun, am făcut foarte multe încercări până să facem rețeta, până să definitivăm rețeta aceasta. A fost ideea mea, am vrut să fac un supliment pentru sportivi, un supliment complet pentru oamenii care n-au timp să ia din 7 borcane, da, o linguriță de miere, o linguriță de păstură, o linguriță de polen, o linguriță de aia, o linguriță de aia. Am făcut un produs să fie complet, să fie toate lucrurile bune, care îți dau energie, care sunt bune și pentru stomac, și pentru ficat, și pentru inimă, și pentru regenerarea pielii, și pentru tinerețe, și pentru energie, și pentru absolut tot, da? Îl puteți consuma oricând doriți, dar eu vreau să-l consum dimineața la cafea, pentru că unul la mână nu o să uit să-l iau, să-l consum, și doi la mână dimineața pe stomacul gol se asimilează mai bine, da? Cam asta o să fie rutina mea de acum încolo de dimineață. Vă las, vreau să savurez cafea, o să consum apic complet și păstură și apoi să vă arăt ce mănânc, să mă duc să-mi pregătesc micul dejun. S-a făcut ora 11:30 și pentru astăzi am făcut ceva foarte simplu. Avem două felii de pâine, am pus două felii de brânză de oaie din asta, de la Țărani, foarte bună brânza asta de oaie. Am tăiat aici o roșie foarte mare și o să mai punem niște babic, da? O specialitate din asta turcească de la Buzău. Este picant, așa, este crud uscat, este foarte, foarte bun. Este un mezel de cea mai bună calitate. Credeți-mă, este extraordinar. Hai să vedem cum punem feliuțele astea. Cam tăiat 8 feliuțe, câte 4 pe fiecare felie. Ia să dăm nepastă mai așa. Și voilà! Așa arată micul meu dejun, ceva foarte rapid, foarte gustos și avem de toate. Avem și carbohidrați, avem și grăsimi, avem și foarte multă proteină și brânza are proteină și pâine are proteină și babicul ăsta are proteină. Deci avem de toate, da? Vă urez poftă bună, urșilor. O să mănânc și apoi plecăm la sală.
Am venit de la sală și am mâncat o prostie din asta și am uitat să o filmez. Are 39 de grame. Candy nut. E un batonaș așa foarte mic. Na, de la roșin. Are 480 de calorii pe 100 de grame. Deci are foarte multe calorii. Drăcia asta de 40 de grame are în jur de 200. În fine, mă pregătesc acum să fac un duș, să fac o baie de fapt în cadă și după aia coborăm să mâncăm ceva. S-a făcut ora 4:30 și vreau să-mi încălzesc niște ciorbă acum. Și ciorba asta a fost proaspăt făcută ieri. Ia uitați câtă grăsime are. Am scos-o de la frigider și acum adun toată grăsimea asta și o arunc direct. Direct o arunc. Deci nu am nevoie, fraților, de grăsimea asta. Efectiv, nu am nevoie de grăsimea asta, da? O punem aici, deocamdată. Mai avem de scos. În loc să mănânc grăsimea asta, care oricum... În loc să mănânc grăsimea asta, care oricum nu schimbă prea mult gustul ciorbei, o să mănânc niște șorici, o să mănânc, da? Măcar șoriciul ăla îmi place și chiar e gustos. Până se încălzește ciorba, o să-mi tai niște șorici, o să vedeți. Hai să adunăm bine toată grăsimea asta. Deci chiar dacă se folosește carne mai grasă acum și se ridică grăsime din asta, puteți a doua zi, când o scoateți din frigider, după ce se răcește ea bine, puteți să o alegeți așa cum fac eu acum. Și este foarte bine, credeți-mă. Scutiți o grămadă de calorii. Da? Foarte multe calorii. Uitați cât am adunat. Ok, până se încălzește ciorba, mi-am tăiat aici niște șorici. Este foarte, foarte bun șoriciul ăsta, credeți-mă. Îl iau de la Carrefour, pe acolo, pe la carnea de porc. Carnea de porc ambalată așa în caserolă, da? Pe acolo îl găsiți. Este ieftin, este 10-12 lei, depinde câte grame are. Dar vreo 200 de grame este în jur de 10 lei și este super bun. Uitați, așa arată eticheta, pentru că sunt mai multe tipuri de șorici acolo. Dar aveți grijă să nu mâncați foarte mult. Vă face și voi așa pofta câte puțin în fiecare zi, da? Pentru că, uitați, are 186 de calorii. Cică, 186 de calorii. El, de fapt, are mult mai multe calorii, are 500 și ceva de calorii, numai că ăștia sunt niște hoți și scriu pe etichetă 186 de calorii. Deci este imposibil șoriciu să aibă 186 de calorii. Ce dracu, e carne slabă, deci n-ai cum să aibă 186 de calorii. În fine, are și multă proteină, are mult colagen, este foarte bun și pentru piele. Eu îl mănânc pentru că îmi place foarte mult la gust, sunt conștient că are și grăsime, dar ăsta nu are chiar atât de multă grăsime, ia uitați. Acum depinde cum prindeți, unele sunt cu mai multă grăsime, dar puteți să mai curățați voi grăsimea după el. Uitați, vedeți, ăsta nu are grăsime aproape deloc. Am prins alte tipuri de șorici, adică alte tipuri, tot tipul ăsta, dar alte tranșe, cu mai multă grăsime. Ia uitați, ăsta de exemplu are, vedeți, ăsta are mai multă grăsime. Important e că decât să mănânc grăsimea aia din ciorbă, care oricum nu mă ajută cu nimic, nu schimbă gustul mâncării, mâncare este foarte bună pentru că tot gustul vine de la carnea aia fumată, mai bine mănânc ceva gras care să-mi și placă și care are și proteine. Ok, gata, s-a încălzit ciorba, am dat-o cam tare în fiert. Ia uitați acum ce curată este, nu mai are grăsime deloc. Și am aprins și blitzul să se vadă frumos. De obicei în blitz se vede grăsimea care plutește pe deasupra față. Avem aici și ardei iute, am mai desfăcut un borcan că l-am terminat pe ăla. Haideți să punem niște ardei iute în ciorbă pentru că îmi place așa un pic să fie picantă. Bine, nu tot timpul, dar acum am chef de ceva iute. Haideți să vă arăt aici, avem mulți cartofi, mult dovlecel. Dovlecelul are foarte puține calorii, are 30 de calorii, cartofi are puțin mai mult. Avem ardei gras, avem ceapă, avem verzituri din astea, avem cărniță de porc, avem două bucăți de carne mi-am pus, avem morcov foarte mult, este și rădina asta, nu are prea multă carne pe ea, dar este foarte bună, este afumată, bine, are mai multe calorii acum, dar asta este. Știți bine că mie carnea asta îmi place, afumată de porc. Mi se pare cea mai bună carne, cea mai gustoasă. Avem aici un castron foarte mare, este mai mult decât o porție normală. O să mănânc și cu două feliuțe de pâine, uitați-le aici. Este pâine integrală, poftă bună vă doresc. S-a făcut ora 7 și mi-am pus aici niște vișine din vișinată. Ia uitați ce faine sunt. Sunt foarte, foarte bune, adică mie îmi plac foarte mult vișinile astea din vișinată, sunt extraordinare. Conțin și alcool, o să-mi dea puțină poftă de mâncare. O să lucrez la vișinile astea acum și mai încolo vedem ce mâncăm. S-a făcut ora 8 și mi-am luat aici a treia masă pe ziua de astăzi. Avem o casulă din asta mare de căpșuni. Ia uitați ce multe căpșuni avem aici. Avem peste un kilogram, sau mă rog, un kilogram de căpșuni să zicem. Și aici avem o din asta, o budincă proteică de la Dr. Oetker. Un gust foarte bun, foarte intens de ciocolată.
avem 40 de grame de proteină, exact ce ne trebuie. Avem nevoie de proteină urșilor, avem nevoie de câteva mese cu proteină pe zi. Eu mănânc cam 4 mese cu proteină în fiecare zi. Rare ori am 3 mese cu proteină, dar încerc mereu să am câte 4 pentru că am nevoie de multă proteină să susțină masa asta musculară și de asemenea vreau să mai pun mușchi, da? Nu vreau să mă opresc aici. Avem 1,4 kg de mâncare și la masa asta, avem foarte multe fibre, foarte multe vitamine, avem mai puține grăsimi, mai puțin carbohidrați și vreo 650 de calorii în total. Poftă bună vă doresc, mă bag să ronțăi căpșunile astea, să le dau așa prin budincă pentru că se combină foarte bine și să mă uit la Survivor. S-a făcut ora 11 seara și este timpul pentru ultima masă a zilei. După cum vedeți, am aici cea mai mare masă pe ziua de astăzi. Avem vreo 700 de grame de mazăre, de mâncare din asta de mazăre, cu vreo 5 pulpițe de pui dezosate și fără pieliță. Le uitați aici. Stați să vă arăt toate pulpițele, că poate nu mă credeți. Ia uitați-ne aici. Ia uitați. Avem foarte multă proteină și mazărea conține proteină. Mazărea are vreo 5 grame jumate de proteină, are vreo 85 de calorii pe 100 de grame. Pulpele astea de pui au mai multe calorii, au vreo 150-160 de calorii pe 100 de grame. Să zicem undeva la 100-101 de calorii pe 100 de grame, să facem așa o medie. Deci avem peste 600 de calorii aici, dar îmi va ține foarte bine de foame și va asigura proteina pentru toată noaptea. Da? Ia uitați ce avem aici, câtă carne. O să mănânc fără pâine pentru că am în plan altceva cu pâinea. Ia uitați, avem aici pâinea, dar nu o să mănânc cu pâine. Vreau să-mi țin pâinea, să-mi fac așa un desert cu niște gem. Două feliuțe de pâine cu niște gem ca un desert după această masă. Deci o să mănânc fără pâine. Dar să vedem că dacă mă satur foarte bine din masa asta, e posibil să nu mai am nevoie de desert. S-a făcut ora 11:30 și o să mănânc decât o felie din asta de pâine cu gem de prune. Avem aici gem de prune foarte bun, fără zahăr. Și chiar dacă ar fi avut zahăr, nu m-a interesat, adică oricum nu mănânc atât de mult. Asta o să fie desertul meu. Am mai stat vreo jumătate de oră după ce am mâncat porția mare de mazăre, pentru că nu mai intra nimic atunci. Aici ne uităm și la un documentar cu naziști, cu al doilea război mondial. O să savurez acum felia asta de pâine cu gem, fără să am remușcări, pentru că m-am antrenat foarte bine astăzi, la fel ca în fiecare zi, de altfel, o oră de antrenament cu greutăți, după care o oră de mers pe bandă, pe plan înclinat de 10, am ars peste 750 de calorii. Și cu antrenamentul cu greutăți se ajung la 1000 de calorii, după care am venit acasă și am mai mers încă o oră, am mai făcut încă 7000 de pași. Într-o oră fac 7000 de pași, urșilor, la un mers destul de alert, adică nu chiar cel mai alert mers, dar nici cel mai încet mers, da? Am mai ars și acolo vreo 350-400 de calorii, deci mă duc în 1300-1400 de calorii arse și astăzi aproape de 1500 de calorii, ceea ce este fantastic. Și credeți-mă, chiar nu contează ora la care mâncați sau ce mâncați, important este să fiți într-un deficit caloric și veți slăbi. Alimentele nu schimbă valoarea nutrițională, nu schimbă caloriile pentru că le mâncați seara după ce apune soarele sau că le mâncați după o anumită oră. Într-adevăr, am mâncat cam mult în seara asta, seara nu este necesar să mănânci atât de mult, dar dacă nu am mâncat atât de mult pe zi, poți să mănânci mai mult seara, da? Dacă mănânci foarte mult pe zi, e normal seara să mănânci mai puțin, să ai mese mai mici de 300-400 de calorii. Dar astăzi nu mi se pare că am mâncat foarte mult pe zi și probabil că de asta mi-este și poftă, mi-este și foame și am putut să mănânc atât de mult. Și sincer, acum că a venit căldura, că a venit vara, am început să-mi schimb așa, am observat că am început să-mi schimb așa puțin programul de mese. Dimineața nu prea mai am poftă de mâncare, mă trezesc pe la 11, este foarte cald, ziua la fel, când vin de la sală mănânc o ciorbă, mănânc ceva, nu știu, nu mi-e foarte foame. Seara când se răcorește așa, noaptea îmi vine poftă să mănânc mai mult, dar cu toate astea mă forțez, da, mă forțez să mănânc și dimineața ceva înainte să plec la sală, mă forțez să mănânc și când vin de la sală, adică încerc să am 4 serviri cu proteină pentru că este foarte important să-ți distribui mesele pe parcursul întregii zile. Nu să mănânci decât seara într-un interval de câteva ore, să faci intermittent fasting, să, nu știu, să nu mănânci pâine, să mănânci disociat, să faci toate tâmpenile astea din lumea fitness-ului pe care le auziți la televizor sau le vedeți pe YouTube. Toate astea sunt niște mituri, sunt niște prostiuri și lor. Cel mai important este deficitul caloric, da? Gata, vă las că am vorbit cam mult. Poftă bună, somn ușor și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, haideți să-mi facem cafeluța pentru că trebuie să ne trezim urșilor și cafeaua asta mă ajută foarte mult. Mamă, câtă lingurița de miere de rapiță am pus. În fine, o să iasă foarte bună, mie îmi place mai dulce cafeaua. Plus de asta am făcut-o destul de tare, am pus două lingurițe cu vârf de cafea. Aici avem păstură și api complet. O să consum și o linguriță de păstură și două lingurițe de api complet.
Începem ziua cu suplimentele mele apicole pentru că sunt foarte sănătoase și mă ajută să fiu puternic ca un urs. Urșilor, am fost jos să-mi iau niște apă din magazie și ia uitați ce am făcut. Am mâncat o grămadă de dulciuri. Mi-am luat câteva din astea, câteva bomboane de jos. Am mâncat două din astea galbene, două din astea roșii și una din asta mare. Le-am mâncat acum la cafea. Asta este. Am dat un striking și astăzi. Am comis-o din nou. Haideți să mergem jos să vedem ce mâncăm, să ne luăm micul dejun și apoi să mergem la sală, că trebuie să ardem toate caloriile astea. Ok, pentru micul dejun avem aici două feliuțe de pâine integrală, avem două feliuțe de telemea din asta de oaie, am întrebat-o pe maică mea, că a luat-o de la o vecină și este foarte, foarte bună. Într-adevăr, telemeaua este mai grasă, mai ales asta de oaie, are destul de multe grăsimi, destul de multe calorii, dar asta este. Iar aici avem câte patru feliuțe de mușchifile peste, patru într-o parte, patru într-o parte, după cum puteți vedea, mușchiul ăsta file are foarte puține calorii, are 110 calorii. Și lângă avem o roșie mare. Deci avem de toate. Avem carbohidrați, avem proteină, avem grăsimi și avem și roșii, da? Vitamine și fibre, adică. Este o masă foarte simplă, foarte gustoasă și foarte ușor de făcut. Vă urez poftă bună, după care vom merge la sală. Am băgat și astăzi o oră pe bandă după antrenamentul cu greutăți. Am ars 703 calorii, mai avem 8 secunde, viteză 4, inclinație 10, greutate 103 kg. Asta este. Să mergem acasă acum să vedem ce mâncăm. Este ora 4:30 și pentru a doua masă a zilei cu proteină avem aici 8 sarmale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Și o să le mănânc cu 3 bucăți din astea de mămăligă. Am tăiat-o aici frumos. Asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Masa de după antrenament. Am venit acum jumătate de oră de la sală. Vă urez poftă bună. Ah, și avem aici, stați așa, și avem aici din ăștia iuți, ardeiuți. Da? În oțet. O să mănânc și cu din ăștia. Doamne, cât de bune sunt urșilor! Mâncare românească, fraților, ia uitați aici. Bine, de fapt sarmalele sunt din Turcia, dar este o mâncare tradițională românească. Am adoptat-o și este extraordinară. Știți bine că mie îmi place să mănânc foarte multe mâncăruri din astea tradiționale și pe acest canal vedeți foarte multe mâncăruri gătite, mâncăruri tradiționale. Dacă nu vă plac aceste mâncăruri și nu le mâncați, înseamnă că nu sunteți români adevărați. Haideți că m-am lăudat că mănânc 8 sarmale și încolo nu mai pot. Am mai rămas aici o sarma, asta este. Dar vreau să vă arăt că am mâncat și că a rămas una, pentru că probabil că mulți credeți că nu mănânc toată mâncarea sau că nu mănânc ce vă arăt. Și vreau să vă mai spun că puteți să slăbiți cu orice, da? Nu trebuie să mâncați mâncăruri fantosite, puteți să mâncați exact așa cum ați fost obișnuiți, cum se gătește la voi în casă, mai scoateți din grăsimi, mai scoateți din uleiuri, mai evitați și voi din dulciuri, faceți mai multă mișcare, faceți mai mult sport, nu trebuie să faceți cine știe ce, nu vă trebuie abonament neapărat la sală, dacă nu vreți să puneți și masă musculară, puteți să mergeți, dacă vreți doar să slăbiți, da? Puteți să mergeți, este cel mai simplu lucru pe care puteți să-l faceți, pe care îl fac și eu. Și atâta timp cât veți mânca mai puțin decât arde corpul vostru și decât ardeți la orele de antrenamente, de mișcare, da? Veți slăbi, este foarte simplu. Veți slăbi și veți putea mânca absolut orice. Nu există o pastilă minune, nu există ceaiuri minune de slăbit care să vă slăbească, nu există să eviți anumite alimente. Bine, să eviți prăjelile, să eviți uleiurile, să eviți grăsimile, să eviți dulciurile, dar asta nu înseamnă că nu poți mânca. Poți să mănânci absolut orice. Ați văzut că și eu mai mănânc grăsim, și eu mai mănânc dulciuri, ciocolată, înghețată, asta este. Dar cu toate astea reușesc să slăbesc. S-a făcut ora 8:20 și avem aici două feliuțe de pâine integrală cu două felii de gem. Gemul acesta nu are zahăr, urșilor, așa că are foarte puține calorii, practic sunt prune fierte. Faza este că nu prea avem proteină, avem proteină decât de la pâinea asta, nu știu câte grame, până în 10 grame de proteină probabil, dar nu este nicio problemă pentru că la masa de dinainte, de la ora 4:30, am mâncat o grămadă de sarmale. Ați văzut și voi, am mâncat 7 sarmale, am mâncat și mămăligă destul de multă, așa că avem proteină suficientă. Nu trebuie să mâncăm acum din 3 ore în 3 ore foarte multă proteină. Dacă la o masă ai mai multă proteină, la următoarea masă, dacă o iei peste 3-4 ore, poți să ai mai puțină proteină. Nu este nicio problemă. Mie nu mi-este foame acum, dar am poftă de ceva dulce, așa că o să consider ca o masă. O să trec ca a treia masă pe ziua de astăzi și o să mai luăm o masă mai târziu, pe la ora 11. Eu mă uitam aici pe YouTube, la mine pe canal. Uitați și timpul și ceasul, da? Vedeți? Ia să vedem. S-a făcut 8:15.
Da, deci o să o consider ca a treia masă pe ziua de astăzi. Dar de fapt este o gustare, pentru că nu are așa multă proteină. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo, pe la ora 11, să vedem ultima masă din săptămâna aceasta. S-a făcut ora 10 jumate și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi. Avem aici o porție mare de mazăre. Ia uitați ce mișto arată. O să mănânc fără pâine. Asta este ultima masă pe ziua de astăzi. Avem foarte multă proteină. Avem vreo 4 bucățele din astea de pulpă, de pui, dezosată, fără pieliță, fără grăsimi, fără pâine. O să ne vedem mâine dimineață, să vedem ce am făcut și săptămâna 23, să vedem câte kilograme am, să vedem dacă am slăbit și săptămâna asta ceva. Vă urez poftă bună, somn ușor și ne vedem mâine dimineață. Ok, urșilor, haideți să vedem că s-a făcut sâmbătă, s-a terminat și săptămâna 23 din programul meu de slăbit, din singura dietă documentată, singura dietă live. Ia să vedem aici rezultatul. Oh, ce bine! Cât? 101, 102,1! Mamă, ce puțin! Doamne, ferește! Am avut 103, parcă, săptămâna trecută. Haide încă o dată. Țin mâna aici ca să vedeți mâna mea, să nu ziceți că mă țin de ceva sau mă ridic. 102,1! Doamne, ferește! Hai și a treia oară. Mi se pare prea puțin, urșilor! Doamne, cât de mult am slăbit! Bine, mă! Haideți să mergem sus să scriem pe foaia mea. Ia uitați, urșilor, am scris aici pe foaia mea 102,1 kg. Sunt 900 de grame față de săptămâna trecută. Este extraordinar. Și față de 7 ianuarie 2019, când aveam 146,4 kg, sunt peste 44 de kilograme slăbite. Dacă vreți să vedeți toate clipurile de când am început de pe 7 ianuarie 2019, le găsiți în seria Oto Slăbește și puteți vedea acolo cât de gras eram. Da, urșilor, sunt peste 44 de kilograme slăbite de când am început. Nu vine să cred. Este super, super tare. Mai avem foarte puțin până ajungem la 50 de kilograme slăbite. Săptămâna asta am slăbit foarte, foarte mult. 900 de grame înseamnă că am fost într-un deficit caloric cu 900 de calorii în fiecare zi, ceea ce este enorm. Și ați văzut bine că am mâncat absolut orice, am mâncat și șorici, am mâncat și dulciuri, deci nu m-am abținut de la absolut nimic. Am mâncat mâncăruri gătite foarte bune, mâncăruri gătite delicioase, am mâncat ciocolată, a fost o săptămână extraordinară. N-am ținut cont de nicio regulă din aceasta, din industria fitness-ului, să nu mănânc noaptea, să mănânc disociat, să nu mănânc după ora 6, să nu mănânc carbohidrat, să nu mănânc dulciuri, să nu mănânc fructe seara, să nu mănânc, să am grijă la fructe câte mănânc. Toate regulile astea sunt niște bullshit-uri, nu valorează nici 10% din ceea ce trebuie să faceți. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să fiți într-un deficit caloric. Gândiți-vă că eu ard între 1000 și 1500 de calorii în fiecare zi numai la antrenament, plus de asta mai am și o rată metabolică de peste 2000 de calorii, pentru că acum am mult mai multă masă musculară și lucrul acesta mă ajută foarte mult. Practic, corpul meu arde peste 3500 de calorii, bineînțeles cu tot cu activitatea fizică pe care o desfășor. Feedback-ul la clipul de săptămâna trecută a fost unul extraordinar. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați lăsat acolo câte un like, care lăsați câte un comentariu, care v-ați abonat, care mă susțineți practic, pentru că asta este tot ce îmi doresc de la voi. Canalul nu este monetizat, ca să vedeți reclame, nu câștig niciun leu de pe urma acestor clipuri. Tot ce îmi doresc este să lăsați câte un like, să lăsați câte un comentariu, să vă abonați, pentru că astfel îmi arătați că vă place ceea ce fac și îmi dați foarte multă putere să continui să ajung la 50 de kilograme slăbite. Și m-am hotărât, chiar vreau să duc această serie până la sfârșit, să filmăm în fiecare săptămână, să punem câte un clip în fiecare duminică, exact cum v-am obișnuit, până ajungem la cele 50 de kilograme slăbite, pentru că mai este foarte puțin și nu vreau să mă nec ca țiganul la mal. Am stat și m-am gândit foarte bine până la urmă, chiar dacă fac aceste clipuri pentru 10-20 de persoane, chiar dacă le fac pentru 1000, pentru 2000, pentru 10.000 de persoane, până la urmă aceeași muncă este. Am fost puțin supărat, am fost puțin frustrat, pentru că este o muncă foarte mare la aceste clipuri și mulți nu înțelegeți că eu muncesc peste 10 ore la fiecare clip din acesta să-l editez, să-l randez și încă o grămadă de ore în fiecare săptămână să filmez fiecare masă și este foarte, foarte stresant să stai tot timpul când mănânci ceva să nu uiți să filmezi, să spui câteva cuvinte, să dai câteva sfaturi și te solicită foarte mult. Te solicită foarte mult pe parcursul întregii săptămâni, nu doar când editezi câte 10, 12, 15 ore. Ați văzut că mai pun câte un clip și joia pe la mijlocul săptămânii, tocmai ca voi să aveți la ce să vă uitați și să aflați alte informații foarte folositoare și să vă mai spun alte lucruri pe care le-am observat în perioada mea de slăbire.
în perioada mea de transformare, care cred eu că v-ar putea interesa sau v-ar putea ajuta. Și credeți-mă, la clipurile acelea este mult mai ușor să lucrezi. Vorbești 15-20 de minute în fața camerei, după care te pui, editezi clipul, într-o oră nu ai ce. Într-o oră jumate, gata, urcat pe YouTube, fraților. Este mult, mult mai simplu să faci un clip din acela sau un clip în care mănânc ceva. Ah, da, frustrarea mea a plecat de la clipul acela cu pizza, că a strâns foarte multe vizualizări față de un clip în care muncesc foarte mult, un clip din transformarea mea, slăbesc 40 ceva de kilograme și apoi pun un clip cu o pizza, că mănânc o pizza și se uită la fel de mulți oameni. Este incredibil așa ceva. Clipul la cât mi-a luat? Mi-a luat 15 minute să-l filmez și apoi să-l editez încă o jumătate de oră și într-o oră era gata pe YouTube. Dar nu contează, v-am zis, vreau să continui seria asta, vreau să ajungem la 50 de kilograme slăbite, așa că trebuie neapărat să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări. V-am mai zis, nu uitați să lăsați și un like și un comentariu pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Iar dacă vreți să vă susțineți corpurile, să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, și să mă susțineți și pe mine financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai bune prețuri, aveți zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt premium, sunt de cea mai bună calitate, am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole, așa că aveți o calitate garantată. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!